Referendumul va putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile parlamentare, prezidențiale sau locale. Parlamentul a votat astăzi modificarea la codul electoral cu votul a 58 de deputați PAS. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații din fracțiunea majoritară în urma propunerilor făcute de Comisia Electorală Centrală. Potrivit autorilor, prin acest proiect de lege se urmărește înlăturarea unor carențe legislative, inclusiv de ordin tehnic, sesizate după desfășurarea scrutinului local din toamna acestui an. În 24 decembrie, președintele Maia Sandu a cerut Parlamentului să aprobe organizarea unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Șeful statului a spus că plebiscitul ar putea avea loc în toamna lui 2024, când vor fi organizate și alegeri prezidențiale. Opoziția critică decizia.